Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Elena Stoica din Rădulenii Vechi spune cu durere că acum un an fratele ei Igor a ajuns după gratii. Motivul pentru care a fost întemnițat este de dreptul înfricoșător, spune Elena. Nici nu vine a crede. Eu știu că el nu a fost agresiv. El foarte, foarte rar cu băieți poate servi, dar el nu era servit, nu... Și încolo el primul să năpustească. Igor l-a străpuns cu o coasă pe vecinul său, Vladimir Ceban. Totul s-a întâmplat chiar în centrul localității, de față cu mai mulți săteni. Față de lume, foarte multă lume era. Era în jur de 40-50. 13 ani de pușcărie. Aceasta este sentința de condamnare pe care a primit-o fratele Elenei. Înfipt, a scos coasa, a aruncat-o jos și a început deplasarea. Elena însă nu este de acord cu decizia judecătorilor. Crima s-ar fi produs altfel decât e descris în dosar, afirmă femeia. Am luat tot eu în sat și am cătat martorii. Că nimeni nu era cointeresat. Nemulțumită de investigațiile oamenilor legii, sora bărbatului condamnat a pornit propria anchetă. El trebuie să primească pedeapsa care merită, dar nu care nu s-a făcut corect investigația. Elena afirmă că toate detaliile pe care le-ar fi aflat arată că leziunea fatală ar fi aplicat-o o rudă de-a victimei și nu fratele ei. În cazul ăsta e cointeresat persoana care cu pricina, care coasa o scos-o. Pentru că a scos-o corect. De altă parte, fratele bărbatului ucis, Gheorghe Ceban, susține o altă versiune. Când o tras așa în scenare, ieșe picuri. Cum s-ar fi întâmplat crima din centrul satului Rădulenii Vechi? Ce povestesc oamenii sub privirile cărora s-a produs omorul? Ce conflict ar fi existat între cei doi vecini? Și de ce presupusului ucigaș i-ar fi fost frică de victimă? De ce Elena Stoica crede că instanța i-a nedreptățit fratele? Și ce dovezi are ea în apărarea lui? Ce povestește bărbatul care, potrivit Elenei, ar fi provocat moartea victimei și ce au constatat medicii legiști? Aflați în această ediție. Elena Stoica zice că din ziua în care polițiștii i-au încătușat fratele, ea și-a dat cuvântul că va face tot ce îi stă în putere pentru a afla adevărul. Femeia a pornit propria investigație despre crima din centrul satului în care și-a pierdut viața Vladimir Ceban. Astăzi, Elena a venit în platoul nostru să ne spună despre concluziile la care a ajuns ea. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Mai întâi să ne povestiți cum vă amintiți ziua în care s-ar fi întâmplat totul. Dumneavoastră, cum ați aflat despre Eu eram internat în secție de cardiologie, eram subcurătoare. Mi-au sunat copii și mi-au înștiințat că Igor, fratele, cu coasa l-a atins pe un bărbat de Mahala. Adică s-au certat și s-a produs incident. V-au povestit din start că victima a murit? Da, mi-au spus. Dar ce anume vi s-a spus despre crimă, ca să înțelegem, din start? Până n-am aflat eu, nu mi-a spus nimic. A spus că a decedat bărbatul, s-au luat la ceartă. Cu Igor ați reușit să discutați? Da, eu chiar atunci în dată am luat taxiul și m-am dus la procuratură. Am dovedit și am vorbit cu Igor. V-au lăsat să discutați cu el? Da, pe dânsul în cătuș și l-au adus afară. Eu zic, el ce v-a zis? El a făcut pe intenționă? El era tremura, roșu era la față și mi-a spus că eu m-am apărat, eu nu-s vinovat, eu m-am apărat. El s-a năpustit să m-a ușit de să intragă. Și eu eram cu coasa în mână, eu nu-s vinovat. Numai așa a repetat, atât am dovedit cu dânsul și am vorbit. Era în stare de șoc? Da, era șocat, era roșu pe față, tremura tot. Haideți să auzim cine să mai povesti despre fratele dumneavoastră. Atenție! Igor Gangan are 50 de ani. Sora lui spune că în urmă cu mai mult timp bărbatul a divorțat. În ultima perioadă el locuia singur, dar îl vizitau des copiii. Fata are 17 ani și băiatul 9 ani. Până ajunge după gratii, Igor muncea cu ziua prin sat. El de mic s-a născut bolnav. Întârzia și în greutate, și în vorbire. Greu a început a merge. El era în sinea lui retras. Avea câmpul lui de vedere.
avea o bucată de tipliță în grădină, știe că trebuie de foc, știe că trebuie la copii să lucreze toată săptămâna când vin copiii și el trebuie să pui în geantă și să-i dea ei bani, că fata învața la bălți. Se duce cu doi copilași, unul de 17 și unul de 9 ani, se duce la o săptămână la bar, lua tăcele de mâncare la copii, le aduce gențele, le ajuta. El a avut 3 copii, unul a fost bolnav până la 7 ani și a decedat. Tot a fost un stres pentru dânsul și pentru soția lui. Lucra la un domn din sat. Ce lucru avea, ce ai făcea? Sapacul să rebla, adică tot lucru casnic făcea. Ține vacă, vinde lactate, lapte, vinde în sat. Avea comenz și pe datorie dădea. Dar nimeni nu poți să vă spui nici rău de dâns. El niciodată în viață, la 50 de ani, nu a avut probleme cu poliția, cu primăria, cu vecinii foarte bine, în relații prietenești, cu părinții foarte bine le ajuta. Cu siguranță asta nu a fost primul conflict cu vecinul sau cu săteanul, cu consăteanul. Și acolo ceva s-a format pe parcursul la o perioadă mai îndelungată, mai ales când e vorba de persoane cu anumite dizabilități, da? Sau cu, pentru că ei tac strâng în ei toată obida, da? Ca la un moment dat paharul se umple și ei pur și simplu reacționează. Sigur că mi-a atras atenția și cuvintele care au spus că el s-a autoapărat, trebuie de văzut și aici. Dar sentimentul cel mai profund sau admirația mi-a trezit anume doamna Elena ca soră, care chiar și după o așa o tragedie, ea încearcă să ia apere drepturile fratelui, ceea ce e foarte rar. Noi trăim acum într-o lume unde, fără tragedii, frații uită unul de altul, surorile uită de frați, părinții uită de copii, da? Dar mai ales după așa o tragedie. Aici chiar am foarte mult respect pentru dumneavoastră, că chiar și în condițiile în care fratele îi se incriminează sau îi s-o incrimina deja, așa un statut și dumneavoastră încercați să-i apărați drepturile. Tot respectul meu. Elena, dar cum se comporta fratele dumneavoastră în ultima perioadă de dinaintea crimei? Poate ați observat niște schimbări în comportamentul lui? Am fost la mama o dată sau două ori. El a spus în casă, nu știu ce vrea Budionă de la mine, că mă ugrăjește tot timpul, mă ugrăjește ca să mă bată. Era porecla domnul zice, da, era porecla Budionă, zice, nu știu ce vrea el la mine și mă ugrăjește. Asta am auzit-o în casă, noi n-am luat în considerație, mă rog, ca vecini, ca... Mihail Rusu, un alt locuitor din Rădulenii Vechi, spune că Igor i-a făcut o destăinuire cu puțin timp înainte de incident. Bărbatul l-ar fi vizitat și i s-ar fi plâns despre problemele pe care le are cu vecinul său. Haideți să vedem ce ne-a povestit Mihail. Atenție! A venit Igor la mine și îmi spune, bădiță, mă amenință. Da, și îți zice. Chiar că duc vaca în râpă și vaca mea nu mă scuzați să balegă la dâns la poartă. Zic, și glumea, da, și-a venit ca să mă bată, ca să mă ușidă. Dar mie m-a dus, am gândit, Valere. Și a spus, Valere, și el presăște pe băiatul ăsta. Și aia, dar între dâns nu a fost asta. Că de balegă asta a fost motiv, numai așa de nimic. Ia că așa la ăsta strădănuiește prin păreț, răși. Și așa la trezește în pământ. Pentru o prostie, să numim. A lui Igor Vaca a fost priponit aici, în locul ăsta. Și e cu frânghie, a ajuns la gard, lângă gard. Chiar nu la poartă, dar lângă gard acolo. Lângă drum a făcut experimente. Vaca a trecut drumul. Practic nici nu a intrat în ogradă, aici pe drum. Am înțeles chiar la gardă, într-o margină, nici nu la poartă. Dar el nici nu a fost la curent că vaca a ajuns la gard. Asta domnul, când s-a întâlnit în centru, adică l-a primit greu, acolo i-a spus, a strigat la dânsul. Asta nu-i motiv de ceartă.
Adică vaca e animal, nu e om intenționat. Elena, totuși, ca să înțelegem, acesta nu a fost singurul conflict dintre ei, dintre Igor și Vladimir. Da. Ce a mai fost? Povestiți-ne, vă rog. Cu o săptămână înainte de a se întâmpla, domnul X, să-l numim, domnul Valerii, care a decedat, s-a dus la Igor acasă, în casă, era fata acasă, de 16-17 ani. Și a amenințat-o, a strigat la ea, unii tata tău, că eu am ușolușit în bataie. Ea, cu plânsete, a sunat plângând la tata, care era la domnul Mihai, lucra. Vine tata mai repede acasă, el nu iese din ogradă, s-a pus pe prag și vine mai repede, că vrea să vorbească și strigă la mine. Și el a venit îndată, s-a așezat pe prag, a discutat. Motivul a fost că la domnul Valeriu a intrat în casă un băietan de vreo 19 ani, care a pus la evidență la poliție, ei au servit băutură, s-au certat și au făcut, au dispărut niște bani, nu știu, și el a venit la Igor, adică că să-i spui, poate știe, și era nervos, nu știu, era beat sau treaz, dar foarte agitat a fost. Dar dumneavoastră îl cunoșteați pe acest Valeriu? Da, îl cunosc. Și el cum era? Așa ca om, că părinții alăturea, eu îl știu de om gospodar, atât, dar era agresiv în multe situații. Nu ne-am interesat la autoritatea locală dacă cunoștea despre conflictele dintre cei doi săteni și dacă cineva dintre ei s-a plâns pe celălalt la autorități. Să auzim cine a spus primarul satului Rădulenii Vechi. Domnul Ciban a fost un cetățean liniștit, corect, a dus un mod de viață normal. Niciodată nu a fost plângeri pe dumneavoastră. Dar despre domnul Igor Gangan? Păi tot așa, un om tăcut, niciodată nu a venit măcar cu propunere sau cu cerere sau cu să-i dăm un ajutor, niciodată n-a venit. N-am avut plângeri nici pe unul, nici pe altul, niciodată n-am avut. Să aducă ceva pentru societate, să fie periculos, nu a fost nici din partea la unul, nici din partea la altul. Dacă să analizăm, persoana, Dumnezeu să alerte, cel decedat, era mai superior ca ăla. Cel puțin se simțea, probabil. Din ceea ce înțeleg eu. Și respectiv, conflictul a fost, a existat în timp, din diferite motive. Da. O găsim. Mai găsim vaca, găsim banii, găsim nu știu ce mai găsim, fetița speriată. Și noi deja constatăm că a existat ceva între ei. Care, mă rog. Apropo, aici vreau să ating și subiectul ăsta. O fetiță, fetița, fiica speriată, care te sună plângând la telefon, cred că asta ar sensibiliza oșcare tată, da? A venit un domn în vârstă la mine, în casă, eu sunt o fetiță de 16 ani, mă sperie, mă amenință, da? E logic, nu contează cât de mult dezvoltat mental e domnul în cauză, da? Dar pentru dânsul s-au trezit niște emoții foarte mari, da? Mi-a speriat copilul. Aici, să știți, este un complex de probleme. Eu au avut mai multe probleme, ambii. Elena, știm că nu sunteți de acord cu sentința pronunțată. Să ne spuneți de ce. Prima mea suspiciune a fost, m-am dus a treia zi după incident să iau o caracteristică pentru domnul avocat. Așteptând afară la primărie, s-a apropiat o doamnă și ei ne-a povestit, zici, ce-i cu Igor? Zic că e închis. Zici că eu știu că el nu e vinovat, el s-a apărat. Eu zic, dar tu de unde știi? Deci nici nu a spus o doamnă, dar nu vreau să-ți spun că doamna e șocată, ea nu vrea să știe ca martor. Și ei ne-a descris, el a trecut drumul la strigăte, între dânsi domnul i-a spus, eu pe tine te ușid și l-a agravat. El a zis că nu te aprochie, că eu sunt cu coasa. Primul domnul decedat s-a apropiat și să-i tragă, el s-a ferit prima dată. Și după ce s-a ferit, vreo 10-15 metri,
s-a dus mai departe cu coasa, adică s-a scate de treabă. Domnul X iar l-a strigat, vină să ne lămurim. Domnul X, numiți-l așa cum este, domnul este Valerie. Da. De ce dat? El, apropo, ce el dat? Se creeze această confuzie, el da. În acte este Vladimir. Dumneavoastră numiți, toată lumea am înțeles că din sat îl numește, nu știu de ce, Valeriu. Valeriu, da? Vladimir. Spuneți Valeriu. Valeriu. Dar de fapt el este Vladimir. Valeriu. În forma actelor. Pe domnul știu ca Valeriu. Domnul Valeriu iar l-a strigat, vină ei să ne lămurim și iar cu un jurător. El iar a trecut drumul și pe margine la șosea, i-a zis, de vreo 5 ori i-a zis, ei, nu te apropie de mine, că eu sunt cu coasa în mână, nu te apropie de mine, că eu sunt cu coasa. El iar a zis, eu îți iau coasa, am uș știu și de tai, îți iau coasa de mână. El când a auzit, iar s-a întors să ducă, și s-a pornit, nu știu cât o metru, nu pot să vă spun. Și el iar cu înjurături, cu pumne, s-a năpustit cu strigăte la dânsul. Și el în momentul acela s-a întors cu spatele, cum era, el era cu o coasă zapască în spate și cu una mână, cum se dușea la cosit. Și el s-a întors brusc și când s-a întors brusc, domnul era lângă dânsul, el striga la dânsul, eu te bate ușit. Și el așa ne-a spus, eu când m-am uitat coasa de-a mâie la dânsul, deci nici nu știu cum s-o primit că el era cu strigăte și eu nu m-am întors, eu n-am vrut. Elena, totuși ați pornit această investigație cu o anumită intenție. Vreau să știu la ce concluzie ați ajuns. Concluzia este că el n-a vrut, el s-a apărat, el în diagnoză și din copilărie, el e bolnav oligofrenic. El a văzut că un bărbat se năpustească asupra lui. La dânsul reacția nu e ca la un om normal. El e mai slab cu capul. Și dumneavoastră credeți și el că el trebuie să fie scutit de pedeapsă? El trebuie să primească pedeapsă care o merită. Dar 13 adică ani de pușcărie nu este pedeapsă respectivă? Mult. Nu, nu sunt de acord. În această seară discutăm despre o crimă care s-a întâmplat la Rădulenii Vechi. În plină zi, chiar în centrul localității, Igor Gangan, de 50 de ani, l-ar fi omorât cu coasa pe vecinul său, Vladimir Ceban. Victima a murit pe loc, iar făptașul a ajuns în pușcărie. Sora bărbatului condamnat la 13 ani de detenție a venit în platoul nostru să declare că nu este de acord cu decizia instanței. Ea afirmă că fratele ei nu avea intenția să-și omoare vecinul, ba dimpotrivă se apăra de acesta. În timp ce Elena vrea o pedeapsă mai blândă pentru Igor, familia victimei cere o pedeapsă și mai aspră pentru făptaș. Colegii mei au discutat cu fratele victimei, Gheorghe Ceban. El ne-a povestit mai multe despre Vladimir. Să-l ascultăm. El era tare om, știi, voievoi. El, știi, el și în armată, în Germania a fost. Și noi am învățat în absolut și tehnicul amândoi. Și el era spravedliv mai mult. Nu iubesc niște măgare așa să-l sui pe capul lui. Ori dau un ambot dacă nu era de drept, dar nu știe. O trebuie să fui pentru o bale cu un prost, dacă erau niște proști, nu ați greșit cu băieții ăștia. Eu nu știu cum el trăie în mahala și aia, înțelegeți? Și-mi tot pus în pară cu dânsul. Ce trebuie balega și cu balega asta tamană în ziua și eu când m-am dus am calcat și eu în drânsa. A și chiar la pentru o balega ce-l ușit om. Băi, du-l să-l soviet, du-l la miliție, ești de acord. Și ai drept să-l tai. Începe să unul pe altul să măscărească cu cuvinte. Și frate, eu greu cu dânsul și așa la trece drumul, dacă ați fost pe trotuar merge. Trece drumul, înțelegi? Până și știri, că apoi ți-ai șoptul să apere. E șoptul și eu din gând. Și îi dă cu coasa, cu marcosă coasa, drept în pânci. Și coasa o ieșit pe partea cealaltă. Și deci cu coasa o să drășe la ochii cazii, deci cu așa o urlătură făcut de dureri, ori, și omul când moare și apa, trebuie să... Și lui a părut să gândele, dar el a făcut de el. Dar mi-a atras atenția în vorbele fratelui, care spunea că fratele meu a fost un om boievoi. El putea să dă la bot dacă se poate, dacă trebuie, da? Nu cred, mie mai greu mie, eu cunosc psihologia și psihicul la persoane cu o reținere mentală, da? Nu putea, aista dacă îi putea să dea la bot, de atâtea ori l-a amenințat răposatul, da? Și acesta să treacă drumul cu coasa și așa direct să-l, în vederea la toți consătenii, să-l înjunghe, mie personal, ca specialist, îmi vine foarte greu să văd așa scenariu. Dar vedem.
Fratele victimei ne-a mai zis că apropiații lui Igor au venit cu o propunere către familia lui. Să auzim despre ce este vorba. A venit baba când ne-am dus. Eu m-am dus acolo, a doua, da? A venit și-i da bani. I-a dat bani mie și-i da bani și lui Pix, lui asta cum o cheamă, Nora. I-a dat bani, de 10.000 de bani, că când să-l ierte, că ori, nu știu cum, dar femeie, da, Nora s-a lăsat de așa. Cum pot să dau eu fără judecată, mă, dar cine dai mie, cine ești eu? Așa e zăcune, e statea, nu știu, femeie cătră. Du-te, eu te-o de acasă și te lămuri cu... Nu mă lăsă că pentru ce eu sunt bani, sânge, la fel eu sunt bani, ce eu sunt nebunul și... Dar pentru ce vă propus bani? Că să îl iertăm! La mine îmi șeri, cred că eu sunt cot așa, șeri iertare, barale, viață, șeaba, cred că așa a fost. Elena, așa a fost? Nu. Mama s-a apropiat după ce s-a întâmplat, s-a dus la casa lor, când mergea în pregătirea pentru mormântare și a spus cât pot, cât am eu, am mai împrumutat, vă dau pentru ajutor, pentru mort, pentru că tot nu v-ați așteptat, este cheltuieli, vă dăm cât avem noi. Ia ca și a fost vorba, nu a fost de iertare, nu a fost nimic. Dar le-a cerut să-l ierte pe Igor? Eu n-am auzit, am spus, poate și-a spus mama la mine 80 de ani, poate și-a zis iertați-l că el nu a vrut, luați pentru mormântare la cheltuieli. Asta eu știu că a fost. Eu cred că se explică comportamentul. Decedatul o știut ce boală are fratele dumneavoastră? Da, tăți o știut că el nu e ca toți. Asta o mocnit-o foarte mult timp în Igor. O mocnit-o și el a făcut ceea ce a făcut. Atât. Noi l-am invitat pe Gheorghe Ceban, fratele victimei, în platoul nostru. Cu doar câteva ore înainte de imprimarea emisiunii, bărbatul s-a răzgândit. Și ne-a spus că nu mai vrea să vină. Haideți să auzim care a fost motivul. Eu m-am răzgândit, înțelegi, eu când l-am văzut pe Isa Grec, polițaie și cu avocatul Ciuremci, cu Isa, oricum, cu Isa, ubița. A fi el să revie, înțelegeți? El e normal. Nici nu știți că i-a dat drumul pe de s-a m-a auzit. A să mă vadă pe televizor că am grăit ceva și nu i-a plăcut și căpesc cu mine. Eu știu și minte are el, eu mă tem, și eu. Elena. Are de ce să se teamă? Nu are de ce să se teamă. El nu intenționat a făcut lucrul ăsta. Se teme de lege. Ce motiv ar avea el să zică un neadevăr? Pentru că e vecin cu a doilea martor. Igor, oricum se duce în pușcărie. Ori așa, ori așa. Aista e mort, aista faceți ce vreți și lumea se dezice. Tot nu era să vorbească 40 de oameni, nu vorbeau nimeni. Absolut toți știu. Care îi întreabă, toți spun. Tu adere o scos coasă. De ce coasa era desfăcută? Du-te la țară și spune cuiva că el se margă prin sat cu coasa strânsă. El o să te stuchească, nu voi, băi. Elena Stoica din Rădulenii Vechi spune cu durere că acum un an fratele ei Igor a ajuns după gratii. Motivul pentru care a fost întemnițat este de dreptul înfricoșător, spune Elena. El era tremura, roșu era la față și mi-a spus că eu m-am apărat, eu nu-s vinovat, eu m-am apărat. El s-a năpustit să m-a ușit de să-i întreagă. Igor l-a străpuns cu o coasă pe vecinul său, Vladimir Ceban. Totul s-a întâmplat chiar în centrul localității, de față cu mai mulți săteni. A decedat bărbatul. S-au luat la ceartă. De atâtea ori l-a amenințat răposatul, da? Și acesta să treacă drumul cu coasa și așa direct să-l... În vederea la toți consetenii? 13 ani de pușcărie. Aceasta este sentința de condamnare pe care a primit-o fratele Elenei. El trebuie să primească pedeapsa care o merită. Dar 13 ani de pușcărie nu este pedeapsa respectivă. Nu. Nemulțumită de investigațiile oamenilor legii, sora bărbatului condamnat a pornit propria anchetă. Primul domnul decedat s-a apropiat și să-i tragă, el s-a ferit prima dată. Și el iar cu înjurături, cu pumne, s-a năpustit cu strigăte la dânsul și el în momentul acela s-a întors. Și când s-a întors brusc, domnul era lângă dânsul, el striga la dânsul, eu te bat, te ușit. Și el așa ne-a spus, eu când m-am uitat coasa de-a mâie la dânsul, deci nici nu știu cum s-o primit că el era cu strigăte și eu nu m-am întors, eu n-am vrut. Cum s-ar fi întâmplat crima din centrul satului Rădulenii Vechi?
ce povestesc oamenii sub privirile cărora s-a produs omorul, ce conflict ar fi existat între cei doi vecini și de ce presupusului ucigaș i-ar fi fost frică de victimă și ce au constatat medicii legiști. Aflați în această ediție. În această seară discutăm despre o crimă teribilă care s-a întâmplat chiar în centrul satului Rădulenii Vechi, din raionul Florești. Igor Gangan, de 50 de ani, și-ar fi ucis vecinul, pe Vladimir Ceban, cu o coasă față de mai mulți consăteni. Totuși, sora bărbatului condamnat spune că a fost o întâmplare nefericită și nu o crimă intenționată. Mai mult, femeia crede că, de fapt, vinovat de moartea lui Vladimir Ceban, s-ar face un alt sătean, care ar fi scos coasa din abdomenul victimei. De cealaltă parte, familia bărbatului ucis este convinsă că Igor a vrut să-l omoare pe Vladimir și doar a așteptat momentul potrivit. În scurt timp vom afla ce spun principalii martori din dosar, dar și cum comentează procurorii măsurile pe care le-au întreprins pentru a investiga cazul. Până atunci, haideți să vedem ce se spune în sentința de condamnare a lui Igor Gangan. În sentința de condamnare găsim declarațiile a cinci săteni. Primul martor declară că Igor Gangan se deplasa rapid spre partea vătămată, iar Vladimir Ceban cu mâinile în buzunar mai încet. A observat că situația se înrăutățește și a strigat tare să se liniștească. Dar imediat ce s-au apropiat unul de altul, Igor a efectuat o rotație mare și l-a lovit în partea stângă a abdomenului pe Vladimir cu coasa. După care a scos coasa și a izbucnit sângele. Aruncând coasa în iarbă, a plecat rapid. Al doilea martor declară că Igor Gangan, cu aproximativ 10 zile înainte de caz, i s-a plâns că Vladimir Ceban o să-l ucidă. Totodată, martorul a mai comunicat că Igor și Vladimir au fost în conflict din cauza unor copaci pe care Vladimir a vrut să-i taie, iar părinții lui Igor nu i-au permis și s-a iscat un conflict. Al treilea martor declară că atunci când Igor s-a apropiat de victimă, el ținea coasa în mână, cum se cosește, cu tăiușul în jos. S-a apropiat și l-a înfipt pe Vladimir Ceban în abdomen. Nu ține minte cu precizie în care parte. Igor Gangan a aplicat o singură lovitură cu coasa. Al patrulea martor declară, cu o săptămână înainte de incident, Vladimir Ceban a fost la Igor Gangan acasă, unde se afla doar fiica lui. A țipat la ea și a zis că vrea să-l ucidă. A stat și l-a așteptat pe Igor în pragul casei până acela a venit. Martorul mai adaugă că, din auzite, cunoaște că victima s-a apropiat de Igor, iar acesta i-a spus că are coasă în mână și să nu se apropie. Igor a încercat să-l ocolească pe Vladimir, s-a pornit mai departe să-și vadă de treburile sale și s-a întors cu spatele. La strigătul decedatului, Igor s-a întors brusc și atunci l-a înfipt pe Vladimir. Coasa a rămas înfiptă, iar Igor Gangan a plecat. Ultimul martor declară că nu a văzut incidentul și nu cunoaște despre conflictul între victimă și inculpat. Inculpatul, asistat de avocat în ședința de judecată, nu și-a recunoscut vina în faptele incriminate. Oamenii legii au constatat că Igor Gangan, la 3 septembrie 2021, în jurul orei 10, aflându-se pe drumul central din satul Rădulenii Vechi, în rezultatul unui conflict apărut, urmărind scopul omorului lui Vladimir Ceban, i-a aplicat celui din urmă o lovitură cu coasa în regiunea abdomenului. Iar în urma traumei primite, victima a decedat pe loc. Magistrații judecătoriei Soroca l-au condamnat pe Igor Gangan la 13 ani de pușcărie în penitenciar de tip închis. La discuția noastră s-a alăturat Alexei Lungu, avocatul lui Igor Gangan, care a venit să ne spună de ce consideră că oamenii legii nu au investigat corespunzător cazul. Din dosar, înțelegem că Igor nu și-a recunoscut vina. Vrem să știm de ce. Din cele comunicate de către Igor Gangan, chiar la inițial când am intervenit eu în dosarul respectiv, el mi-a explicat situația în felul următor, că a avut loc conflictul în stradă pentru a evita altercația în continuare, a vrut să plece și în momentul când s-a întors pentru a evita conflictul, victima a înaintat brusc spre el, în momentul dat a avut loc cauzarea leziunii corporale. Haideți să vedem ce a declarat Igor Gangan în fața judecătorilor. Atenție! În ședința de judecată, Igor Gangan a declarat că a săvârșit fapta din imprudență. A plecat la cosit. Pe drum, Ceban Vladimir l-a strigat să se oprească. Ultimul i-a spus că vaca sa și-a făcut nevoile fiziologice în fața porții sale și să meargă să strângă, iar în caz contrar îi va da cu toporul în cap.
Inculpatul a comunicat că, traversând strada, Vladimir Ceban îl chema să se clarifice cu el, dar dânsul îi spunea să-și dea seama ce vorbește. Deoarece vecinul său îl tot chema, a mers spre el să-i spună să-și dea seama ce vorbește, iar Vladimir, la fel, a pornit spre Igor. Dânsul i-a zis că merge să cosească lucernă și, când se va întoarce, vor discuta la această temă. La cele auzite, Vladimir a început să-l înjure și să-i zică că, dacă va merge la el acasă, o să-l omoare cu toporul. Vladimir a ridicat mâinile să ia coasa. Aceasta era ridicată în sus, iar în momentul când Vladimir s-a apropiat de el, a lăsat-o în jos. Declară că o ținea ridicată în sus ca Vladimir să nu se apropie. L-a preîntâmpinat să nu vină spre el, deoarece are coasa în mână, doar că acesta nu l-a ascultat. Igor îl ocolea, dar Vladimir tot dorea să ia coasa. La un moment dat, când Igor a încercat să-l ocolească pe Vladimir, acesta din urmă s-a înfipt în coasă. Igor Gangan afirmă că instrumentul se afla cu tăiușul în jos, din motiv că nu avea intenții să o ridice. Apoi l-a văzut pe Vladimir că stă în genunchi și în acel moment a înțeles că el s-a înfipt în coasa pe care o ținea. Avem o versiune, da, care a fost înaintată de către Igor Gangan, atât la faza urmăririi penale, cât și în cadrul instanței de judecată, în principiu aceeași poziție a avut. Pentru a stabili circumstanțele cu certitudine, cum s-a întâmplat, urma a fi audiat un cerc mai larg de persoane. Dar unde credeți că ceva este încurcat? Și ce anume? Adică sunt totuși niște martori care au făcut niște declarații. De ce ar mai trebui și mărturirea altora? După cum a menționat și doamna Elena, martorii respectiv, da, doi la număr, care au comunicat că au fost nemijlocit în locul unde s-a întâmplat tragedia, unul din ei, fiind audiat în cadrul ședinței de judecată, a spus că nu mai ține minte cum s-a întâmplat. Al doilea martor a comunicat circumstanțele în care s-a întâmplat tragedia, însă persoana respectivă, din discuția cu alte persoane care au fost la fața locului, anume, el a scos coasa din corpul victimei. Colegii mei au discutat cu verișorul victimei, sub privirea căruia s-ar fi întâmplat incidentul. Tot el este cel care, potrivit Elenei, s-ar face vinovat de moartea lui Vladimir, pentru că ar fi scos coasa din abdomenul acestuia. Să vedem ce ne-a povestit el despre tragedie, dar și ce spune despre acuzația Elenei. Atenție! Așa de trei pași de la mine s-a întâmplat. Și de un drum și așteptam acolo. Iso, aici care a murit, s-a dus la deal, merge pe drum. Și nu a trecut mult și aici s-a întors, care a murit. S-a întors înapoi la vale și de-am venit pe lângă noi. În timpul ăsta merge aici, care o luăm și cu coasă. Merge pe partea cealaltă de drum, se duce cu coasă în schinare și cu rucsacul în schinare și cu o coasă în rucsac, fără coasii, numai coasă. A trecut din noi el 10 metri și aici stai strigă, care lângă mine, vărul ăsta. Păi, Igor, să vii de seară să iei, să ni s-a murdărit vaca în poartă acolo, să vii să iei balică din poartă. Așa l-a zis, băi, eu o să vin de seară, dar să știi că sunt și mă grad. Aici stai zis, băi, dacă ai sunt și mă grad, ai să iei o dubincă pe schinare. Aici s-a pornit înspre dânsul. Dar eu încă zic, băi, și de-ați, băi, am strigat și cu voi. Dar așa l-a văd că vine intenționat. Aici nu prea să duce la deal, dar așa l-a venit la vale cu coasa la atac. S-a dat cleam și tămân l-a nimerit aici unii. Nu în coast, că ești fost în coast, poate să oprie în os aici. Aici mai jos. Un trac coasa într-un stăt. Și era cascat o două ori din gură și o chicat jos. Dar o chicat jos cu coasa întrânsul. Aici o ține de coasă. El a scos de-am coasa din trânsul. Când a scos coasa, a țâșnit-o în fontan de sânge. Ziceți și eu vorbă și v-a spus, e că Buto zici că eu am scos coasa și eu nu am scos, el avea să scăpe, ori eu știu.
știu cum. Dar eu nu m-am apucat de coasă deloc, nici n-am atins. Chiar s-o scos eu, n-am de șudem pușcării. Cum mai șudem ta lângă om cu care șede de pildă cu cuțetul între însuși și ai să-i leși cuțetul acolo, vrei să-l ajuți, dar eu n-am făcut lucrul. El nu recunoaște că o scos coasă. Tot satul știe, domnul primar tot știe, absolut toți știu. Care îi întreabă, toți spun. Toadere o scos coasă. Echipa noastră a discutat cu un alt martor care figurează în dosar și care declară că a văzut momentul în care coasa a ajuns în abdomenul victimei. Să auzim ce versiune are el despre moartea lui Vladimir Ceban. Atenție! Aista pur și simplu i-a spus, iei baliga de la mine din poartă. Așa. De la vac, psinichia acolo a ține vac și el... Dar el așa o zis, țin minte, o zis că... Dacă ați trebuia să o dau și în grădină. Mm-hmm. Dar asta nu m-a făcut doi pași așa la desșău și eu și coasă și s-o vă rămâne. Adică intenționat, dar... Da, că n-o dat cu coasă așa la jumătate așa. Eu am înșit la... Cine a scos coasă din... Eu nu pot, eu am pus mâinile în cap și a venit acasă. Ați văzut cine a scos coasă? Da, eu am pus mâinile în cap și a venit acasă. N-am... Păi ați văzut sau nu ați văzut? N-am văzut. Uitați-vă că deja al doilea om spune că Igor a venit intenționat. El până undeva vreo 10 luni, timp de 10 luni, de două ori mi se pare că a fost chemat la poliție. Așa. Și la fața locului, permanent, el declara în dosare că Igor i-a scos coasa, a doilea martor, domnul Ion. La ultima instanță de judecată a spus că a întors în momentul cel la capul și el nu știe și nu ține minte. El neagă ce a spus timp de 10 luni. Așa, și ce credeți noi despre sincer, asta? Dar în care ce ascunde? Unde credeți că a mințit sau nu a fost sincer până la cap? Eu cred că se teme de lege. Adică că dacă spui nu adevăr, să-l pedepsească legea. Dar avea vreun motiv bine... să zică un neadevăr, cum credeți? Da, un neadevăr... De ce? Ce motiv ar avea el să zică un neadevăr? Pentru că e vecin cu a doilea martor și împreună s-o înțeles una și aceea se spune. Igor, oricum se duce în pușcărie. Ori așa, ori așa, da? Dar aici eu rămân cu verișorul victimii. Într-o mahală, într-o localitate. În gard. Și noi avem să ne întâlnim, da? Și de ce eu să... Chiar indiferent că nimeni nu îl învinuiește pe verișorul victimii, da? Dacă asta ar avea cumva impact asupra persoanei date, asupra verișorului, eu mai bine... Mie mi-e tare interesant. Am văzut că cineva l-a înjunghiat pe altcineva, eu am pus mâinile în cap și m-am întors și am plecat. Iar că asta, de obicei, oamenii, psihicul omului, să uită, să vadă, să implică sau să cumva... Mai rar oamenii când văd așa o tragedie, da? Când se înjunghe, când asta e, să pleci de la fața locului. Pare așa foarte dubios. Aveți perfectă dreptate și în cadrul urmăririi penale a dat alte declarații. A povestit aceeași versiune ca și primul martor. Dar în cadrul ședinței de judecată, într-un fel a renunțat, da, la mărturiile sale, dar a hotărât să stea deoparte mai bine decât să simte. Și 40 de oameni, toți au văzut. Una la mână, a doua. Când vii în calitate de martor, te poartă 2 ani de zile pe drumuri cu banii tăi, cu timpul tău și fiecare zice, măi, nu-i trebuie, aici e mort, aici faceți ce vreți și lumea se dezice. La noi nu este susținere din partea statului pentru martori. Să fie asigurat, să nu-l suni cineva, spune eu te pușc, te ucid dacă dai mărturii drepte și așa mai departe. Noi trăim într-o societate foarte, foarte așa. Da, în mare parte aveți dreptate. Însă noi am identificat persoane care erau gata să fie în ședința de judecat să explice ce au văzut și cum au văzut. Însă cererea respectivă a fost respinsă de către instanța de judecată. De ce? Mi-e interesant altceva. Dacă, Doamne ferește, eu zic, dacă ar fi comis crima asta ruda la un comisar de poliție sau la cineva de un rang mai înalt, tot atât de superficial s-ar fi examinat tot? Tot nu era să vorbească 40 de oameni, nu vorbeau nimeni. Cu siguranță lucrurile erau să fie concret altceva. N-au fost întrebați.
Asta e întrebat. Asta pentru că e mențiunea 40 mea. Să nu scoți. În afară de cei doi săteni care au declarat că Igor l-a străpuns intenționat cu coasa pe vecinul său, colegii mei au discutat și cu alți săteni, care în acea zi se aflau în centrul localității așteptând repartizarea grâului. Să auzim declarațiile lor despre cele întâmplate. Cam câți oameni erau în ziua aceea în centru acolo ca să ia grâu? Cam câți, vreo 20-30 poate erau, așa ceva. Grupuri de oameni erau acolo, la fiecare drum eu le-am spus să iasă fiecare și le-ai dale la cotă. Multă lume, numai decât că era. Eu am plecat până la biserică să dau la cotaș grâu. Când m-am întors înapoi, am văzut poliția, am văzut salvarea. Vecinul îmi spune că ia că l-o tăiet pe budioane. Am văzut că și de jos, dar restul n-am văzut nică. Și să mă jez dacă n-am văzut, și de cui nevoie. N-am văzut, nu? El era jos. Dar când Igor merge pe drum, apoi Valericu a început. Valericu a zis să-ți vii și-ți iei balegă de lângă poartă. Și-o grit ei între dâns și acolo eu n-am auzit. Și-o grit ea. Când a încătat așa la, cum îl cheamă, Igor prin corul să-l spari. Să-l spari cu coasa, cred că nu mai trată în drânsul. Și el, cum zice, el, i-a tras cu coasa. Și el s-a spăriet și-a lăsat și-a fugit. Dar cine a scos coasa din victimă? Deci când nașul așa a scos-o. Cine? Todric. Și Valeriu Căginovat. A văzut că el doar de știe că o trăită mahala și ea. Tare gine o știut. Și tare gine că Igor îl duci cu... Nu era intenționat, eu s-o cot asta, eu, stăpână pe cuvintele mele, nu era intenționat. El o să-l înjunghi pe ceala. Ciobanul a strigat de la Igor întâi. Ciobanul a fost vinovatul, eu așa s-o cot. Și lumea tot la început așa vorbea. Ciobanul a strigat, asta-i tai. Ciobanul s-a dus întâi spre dânsul care a murit și s-a întors înapoi. După asta, Igor cu coasa a venit și s-a întors până la jumătate de drum. Și el a zis că asta tai ceva a fost, ciobanul. A zis și Igor tot, dar eu pot să stai că eram cu ea. Ciobanul a grăit, a venit și ciobanul s-a izghit spre Igor să duce încolo. Asta precis că se duce, știți că nu pot să uit. Igor a învârtit coasa și eu m-am întors. Când m-am întors, ciobanul și de culcă, de-am jos căzut și coasa și ea se zbătea în trânsul. Și noi eram acolo și care zice, măcar să-i scoată coasa și ea, uite cum îmblă. Dar Igor a trecut pe lângă dânsul de vale și el se zbătea și s-a apropiat mâțul, care e verișorul lui. Și eu scos coasa, că eu singur chiar și eu am zis, hai să-i scotem coasa, credem, dacă... Dacă cineva dintre cei implicați aici, mă refer la domnul avocat, sora, cel condamnat, o să explice de ce coasa nu era strânsă, de ce coasa era desfăcută, de ce coasa nu stătea la locul ei, scoasă din pană, strânsă, pusă pe coadă? Uite, asta este o întrebare foarte mare situația creată. Du-te la țară și spune cuiva că el se margă prin sat cu coasa strânsă. El o să te stuchească, nu mai. Poate e specialist. Stați un pic, că tot îți zic la noi, la noi coasa se poartă strânsă. Nu mai este tată. Coasa se poartă strânsă. Colegii mei i-au solicitat o părere. Medicul legist Ion Cufșinov despre leziunile în urma cărora a survenit decesul lui Vladimir Ceban. Să auzim ce ne-a spus expertul. Cauza directă a decesului a fost hemoragie. Hemoragia însă a avut ca sursă un vas mare. Se poate de spus cu certitudine că obiectul a pătruns din față spre posterior. Pentru că plaga de intrare a obiectului înțepător, tăietor, vârful coasei, este localizată pe peretele abdominal stânga. Judecând după plaga de pe piele, rezultă că coasa a fost, cine a scos-o, a scos-o perfect pe aceeași traiectorie pe care i-a intrat. Pentru că nu avem așa numită tăietură suplimentară în partea ascuțită, care de obicei se primește la extragerea obiectului înțepător-tăietor. Nu văd niciun motiv care ar putea să schimbi această concluzie. Și în cazul de față, mai mult ca atât, nu văd niciun fel de semne, particularități care ar indica, care ar putea să indice că
artera respectivă a fost lezată nu la pătrunderea obiectului în abdomen, dar la extragerea lui. Noi am întrebat oamenii legii despre probele care au stat la baza condamnării lui Igor Gangan. Iată ce răspuns am primit de la Procuratura din Raionul Florești. Fapta respectivă a fost calificat conform articolul 145 alineatul 1 din Codul Penal, anume omorul intenționat. Ca probe, evident, a stat declarațiile martorilor. În momentul respectiv se dădeau cereale la cotă, cum se spune, la țară și erau de față mai multe persoane. Respectiv, au fost mai mulți martori oculari. Raportul de expertiză medico-legală pe acest caz s-a stabilit că moartea persoanei a survenit în urmă, că a fost în fipt coasa respectivă. Noi, din probatoriu administrat la cauza penală, s-a constatat că condamnatul, în mod intenționat, l-a înfipt pe partea vătămată în regiunea abdominului. Partea apărării a pledat pentru achitarea persoanei că fapta nu a fost săvârșită de către acesta. La faza de urmărire penală a recunoscut parțial, însă deja în instanța de judecată nu recunoaște. Și care ar fi probele încă o dată? Cum v-am mai spus și anterior, sunt declarațiile martorilor oculari care erau la fața locului, rapoartele de expertiză, actul de cercetare la fața locului, precum și alte înscrisuri. Din câte îmi amintesc, cred că sunt minim 5 martori audiați pe acest caz. La fața locului s-a făcut prelucrarea respectivă cu coasă, însă nu au fost urme valabile, adică nu s-au putut ridica urme valabile. Bărbatul respectiv, după ce a înfipt, a aruncat coasa și s-a văzut treburile sale în continuare. La înfipt a scos coasa, a aruncat-o jos și a început deplasarea. Pe această cauză penală nu este nicio persoană din cele audiate care să indice că altcineva a scos coasa, altcineva decât condamnatul. A fost dispusă o expertiză psihiatrică și ca concluzie generală în actul respectiv s-a stabilit că persoana este responsabilă. Deși, din câte mi-aduc eu aminte, s-a stabilit careva, haideți spunem, forme de maladie, însă ele nu puteau influența în aceea ca persoana să nu conștientizeze caracterul acțiunilor sale. Și ca concluzie finală a fost că persoana este responsabilă. În situația dată, nu putem să vorbim despre un omor cu intenții directe, că nu există componență. Atât. Da, cum vrea domnul procuror să o povestească că are doi martori care zic că da, l-a lovit direct și pac, a murit, e ok. Repejor, constatăm că eu m-am uitat pe sentință înainte de emisiune și am constatat foarte simplu. Au făcut și un raport de expertiză psihiatric, dar nu ăsta este necesar. Ce veți face mai departe, Alexei? Depunem cererile respective repetat în cadrul examinării cauzei la Curtea de Apel. Vom insista ca martorii care au fost la fața locului să fie audiați, expertizele repetate să fie dispuse și sperăm că Curtea de Apel se va expune și asupra aspectului ceea ce ține de procesele verbale respective. În fiecare sat al Moldovei noastre este câte un Robin Hood, câte un budionii de ăsta. Vă rog frumos, dacă aveți usturici și dacă vă ustură într-un loc, cumpărați, este un guier în Zviozdăcica și vă rog frumos să nu căutați oameni cu coasa care merg prin sate, că o să terminați ca budionii și atât. Cu părere de rău, încă o dată, avocații, colegii noștri, în situații în care primesc cauză de genul ăsta, se comportă superficial, își fac meseria alene, fără niciun fel de emoții și stres, și, practic, omul, unul este decedat, altul este calic, nu mai iese ăla de acolo după atâția ani și starea lui. Îmi pare foarte rău să repete atâtea ori și să-i îndemn pe colegii care profesează și fac meseria dată să o facă destoinic, să o facă exact cum zice legea, să respecte tot, să acumuleze probe, să-și facă meseria efectiv, că de aia se numește avocat. Noi constatăm că colegul iarăși s-a dus pe un dosar care a fost instrumentat de fapt până la faza instanței și de fapt nu o să găsesc, eu cred că mai mult ca sigur, nici o cerere, nici o demers, nici o expertiză, nici o audiere, confruntare, etc. Și toate, cu părere de rău, toate astea
afectează actul justiției, afectează imaginea justiției și afectează, practic, relația dintre oameni, afectează rezultatul propriu zis care urmează să fie, să existe. Îmi pare foarte rău de atitudinea asta a colegilor în anumite situații. Eu personal vreau să aduc sincer condoleanțe familiei, da, și rudilor răpăsatului pentru că decedatului, pentru că chiar e o tragedie. Nu contează la cine și cum, dar e o tragedie. Încă o dată vreau să accentuez că nepăsarea sau indiferența comunității, nu contează, a fiecărei persoane, e cel mai grav lucru care poate să întâmple într-o localitate, da? Pentru că azi tragedia se întâmplă într-o familie, mâine poate să întâmple în familia dumneavoastră. Fiți mai receptivi la durerea, necazul și, de ce nu, la ceea ce simte persoana de alături. Probabil tragedia ar fi putut fi evitată dacă cei din jur observau acel conflict ascuns, care era ascuns de ani. Eu sunt sigură că de ani, da? Și asta ar fi putut fi evitat. Îmi pare rău că în societatea noastră persoanele vulnerabile, persoanele cu dizabilități, în special dacă e vorba de dizabilități mentale, drepturile nu îi sunt respectate. Emisiunea de azi a fost demonstrat asta. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să aveți pe cei dragi mereu alături.